Stax TV Live. Pac, mă uit. Gata, suntem în direct și în reluare. E bine, gata. Stax TV Live. Pac, mă uit. Fără sunet. Cum fără sunet? La mine fără sunet, ca să nu se audă de două ori în timp ce aud la mine cu lag despre ce se aude la tine, știi? Eu doar mă văd. Adică, uite, avem și noi, știu. Am intrat, da. Avem și noi monitorul nostru aici să ne vedem. Tuțule, vezi, nu? Dai bine? Nu prea, că n-am freză făcută. Stai, că trebuie să mă dau mai așa. Uite așa. Da. Bun. Facem un tutorial despre jante unde eu o să vorbesc mai puțin și Tuțu o să vorbească mai mult. Tuțule, dacă nu vorbești mult, să știi că eu nu te acopăr cum fac cu alții. Da, ghinion de data asta. Că mă judecă lumea că vorbesc prea mult și nu află toate informațiile posibile și imposibile de la specialist. În cazul tău, tu. Să mă ajuți, că am emoții. Eu te ajut, da? Cu întrebările. Fii atent. Aici Marius Dobrescu de față, așa, de spate, ca să zic, da. Așa, e foarte curios să-și cumpere un set de jante. Bun. Mai devreme m-a sunat Ionel, îți jur, Ionel, vărul de la țară, care și-a cumpărat niște jante și a achiziționat niște jante pentru Volkswagenul lui Passat și îi freacă pe spate. Și l-am întrebat, ce te ți-ai luat? 28. Sunt prea ieșite. Bun. Bun. Și atunci un om care este amator, e un om normal, care lucrează, nu știu, la Institutul de Recoltat Miere de la Albine. Bun. Vrea să-și ia și niște roți la mașină. Cum faci? Păi, în mare parte, ar trebui aflat ETO perfect al mașinii. Asta e în primul rând. Îl putem afla destul de ușor prin roțile originale. Vedem despre ce mașina e vorba. Mașina nu are roți originale. Nu are roți originale. Roțile mașinii cu care a ieșit de fabrică, le aflăm, se află ușor, de pe net, de pe... Da? Și au niște specificații roțile alea. Bineînțeles. ET, lățime, prindere și așa mai departe. Unde se găsesc specificațiile astea? În mare parte pe spatele roții, dar nu neapărat. Le găsești și pe spate, pe spițe, le găsești și între spițe, le găsești și... Deci sunt niște scrisuri. Da. Sunt niște ștanțe. Exact. Pe interiorul jantei. Jant. Da, da, da. Ori la butuc, ori pe spițe, ori pe spițe, care ai ori între spițe pe exterior. Da, sunt niște dimensiuni, iar dimensiunile alea trebuie calculate și după lățime. Poate omul vrea o roată mai lată, nu știu, ceva. În momentul în care vrea o roată mai lată, trebuie să se joace și la ET. Cu cât e mai lată roata, trebuie ET-ul mai mare, ca să nu atingă în aripă. Să înțeleagă oamenii. Deci să înțeleagă oamenii. Eu am o mașină, da, care are niște roți. Ok. Și dăm acum un exemplu. Deci mașina mea are roți de 8 lățime. Da. 8. 8. Grosimea, lățimea jantei. Inci. 8 inci. Da. Pe 17. Da. Circumferință. Da. Cu ET 35. Da. Adică ce înseamnă ET 35? Eu nu mai... Băi, vorbesc eu prea mult, nu ți se pare? Ce înseamnă ET 35? Păi, adică ET... ce măsoară ET-ul? Dăm butuc. Din prinderea roții. Din prinderea roții, da, din butuc de pe disc, ca să zicem așa, da? În interior și în exterior. Cât de mult iese sau intră janta, exact, de acolo, din, exact, din mijlocul ei, din cum mijlocul ar veni. Ei, da, exact. Okay. Cu cât e mai mic ET-ul, adică tinde spre zero sau spre negativ, spre negativ, e roata mai ieșită din caroserie. În afara... În afara caroseriei, da. Okay. Cu cât e mai mare, cu atât se duce mai spre interior. Interiorul caroseriei. Spre amortizor. Da, spre amortizor, spre aripă, spre... Bun. Deci, bun, dacă noi avem roțile de 8 lățime cu ET 35, da, pe 17, da, și eu vreau să pun 19. Ok. Dar astea pe care eu le am acum cu ET 35 sunt băgate înăuntru. Aș vrea să iasă mai în afară un pic. Ok. Cam cum fac eu să vreau așa cum am văzut eu la evenimente, să fie la buză acolo, să fie și la buză, dar să nici nu frece, dar cum fac? Păi, asta am spus și mai devreme. Dacă alegi aceeași lățime de 8, cum ai zis, da? Da. Încerci cu un ET mai mic. Ok, adică asta, să scoată roata mai în afară. Cum fac? Asta îl calculezi, se calculează cu mașina pe cric, din butucul mașinii. Ok. Cu ruletă. Ruletă. Centimetru de croitorie. Exact. Da. Dân aripă, să punem o chestie, o riglă, da? Da. Putem să lucrăm chiar cu două rigle. Da? Ok. Una aici și una aici. Bun. Și măsori distanța. Exact. În centimetri. În centimetri. Bun. Și transform? Păi și ET-ul e calculat practic tot în milimetri, nu în centimetri. Ok. Da? 35 de milimetri. 35 de milimetri. Și e, acolo vezi cât ai avea nevoie. Cât ai mai avea nevoie din ET35-ul ăla, care l-ai specificat mai devreme, spre cât să ne ducem ca să o aducem la linia mașinii
la fitment, unde ai vrut tu să ajungi. Deci asta poate să facă omul acasă. Scoate roata, în mare parte, scoate da. Roata da. De pe mașină, pe cric, măsoară mare parte, da. Și vede ce ET fără ar probleme. Avea nevoie cu fără aceeași probleme. Lățime de jantă, da. Cât de mult este. Bă, mai am nevoie 10 mm. Pac, vine perfect. Atinge freacă, nu știu ce. Exact. Fără probleme. Bun. Se poate face și cu ea pe, adică cu mașina pe roți. E un pic mai complicat. Cineva care are și un pic de habar poate să măsoare din jantă în disc. Exact, exact. Nu neapărat din jantă butuc. În disc. Poți să mergi tot așa cu două rigle, din pui o riglă pe aripă pe drept și te pui până în buza jantei. Și vezi exact cât mai ai nevoie ca să ajungi la fel până în... Să ajungi cu buza exterioară unde ai vrea să unde ajungi. Unde ai vrea să ajungi, exact. Deci se poate și cu roata dată jos și cu roata pe mașină. Acum depinde de fiecare. Deci important, punctul de plecare este de la... Din butuc. Da, din butuc, dar punctul de plecare în alegerea unor jante corecte este de la roțile mașinii. Bineînțeles. Adică ce ai pe mașină, da, dai jos, da. Vezi ce te ai, exact. Cum stau roțile, exact. Cum ai vrea, mai în afară, mai înăuntru. Exact. Și de acolo pleci cu calculul, măsori și vezi exact. Ai auzit, Marius? Da. Da? Aranjez un pic la valiu. Nu știu cum să o aranjez. Eu aș aranja-o, dar... Vorbește? Și zice ceva? Dacă zice interesant, eu îl las. Mulți nu vor înțelege nici după explicația asta. Dacă nu înțeleg după explicația asta, sunt ferm convins că poți să apelezi la un specialist. Adică, da, bineînțeles, dar oricum e cea mai ușoară și cea mai... N-am cum să explic. Cred că cea mai sunt oameni care, na, eu știu, nu se descurcă, sunt stângaci. Da, nu știu, frate, să măsor, am pus rigla, mi-a căzut din mână. Bineînțeles, mi-am dat cu ciocanul în degete. Există și calculatoare pe net care pot deci face. Poți să intri pe un site? Da, fără probleme. Fără probleme. Nu știu să-l spun acum, că pe mine personal tu nu m-a interesat. Ți-ai dat cu slipici în păr sau nu este boxea? Dat. Este boxea. Este boxea, da. Asta vreau să e spun. E boxea, e slipici, ești nebun. Argintiu ai vopsit? Da, argintiu. Trei seturi. Unul al lui Buga și n-a ieșit ca să mă audă. Bun, deci se poate calcula așa, poți să intri pe net, sunt, pe da, Google, calculatoare, exact, pe anumite exact. Site-uri în care transformi... spui acolo ce... Marca mașinii, model și așa mai da, departe și îți spune exact despre ce ai nevoie. Uite, cineva ne întreabă și sau ne roagă să vorbim și despre distanțiere. Bun. Vorbim, ce sunt distanțierele? Sunt niște... Păi, distanțierele, în mare parte, ne ajută și la ce ai spus tu acum, eventual la o... La fitment, la reglajul fitment, ăsta. Da, fin. Da. Ai niște roți și... Niște roți OEM, da? Roțile OEM în mare parte adică roțile cu care a venit mașina din fabrică. Cu care a venit mașina din fabrică au un ET destul de băgat. Sunt roțile destul de băgate în caroserie. Sub aripi. Da, sub aripi. Și poate n-ai posibilitățile să-ți iei alte roți și chestii de genul. Apelezi la niște distanțiere sau flanșe. Flanșele sunt cu dublă prindere. Le explicăm acum, iau încet că avem tot timpul. Bun. Bun. Dacă ai o mașină cu niște jante, echipată cu jantele de fabrică și vrei să ai un look un pic mai agresiv, poți să apelezi la niște distanțiere care sunt efectiv un distanțier, o tablă, o șaibă exact, mai mare, exact, nu știu cum vrei să-i spui, da, din indicat, pune... indicat din aluminiu. Deci să nu se folosească, eu o spun cu mâna pe inimă, să nu se folosească din fier. Sunt mulți care folosesc și le fac pe strung, pe... Și în afara faptului că ruginesc, bat foarte rău. Deci trebuie doar din aluminiu. Doar din aluminiu și e cel mai indicat. Și cu astea sunt probleme la modul că poate să corodeze. Dacă nu sunt montate corespunzător, poate okay. să existe probleme și la așa ceva. Bun. E indicat 5 mm. Grosimea. Grosimea. Indicată grosimea, pentru ele, da? 5 mm și de la 12 mm în sus, între 5 și 12 să nu se pună. Motivul... Cum adică? Între 0,5 și 12? Adică de da. 0,7? De 0,7 nu e indicat să se pună pentru că... Ți-ai dat cu sclipii și pe picioare, bă. Peste tot. Bravo. Dar vopsești dezbrăcat? Nu, vopsesc în pantalon scurt, că sunt 180 de grade. Crezut că ai un fetiș de ăsta dezbrăcat. Așa. Cum ar fi? Da, mă, frate, eu așa vopsesc dezbrăcat. Gol, pușcă. Da. Ești bun? Așa vopsesc eu. Zi, mă, vopsești dezbrăcat? Nu e, nu? Nu e peste tot. Bine, haide, mă. Între 0,7 la asta și 12 mm, n-ai inel de ghidaj. Aha, cum janta, n-am eu și îmi băteau roțile. Tu, exact, și îți băteau roțile, da. Pentru că stătea roata decât în prezoane, da. Iar în momentul ăla există și riscuri să sară roata de pe mașină, fără absolut nicio problemă. Da, mie fără nicio problemă. Dar știu pe un băiat că s-au desfăcut. Da, bun. Deci,
Să nu se pună între 0,6 și 12 mm? Între 0,5 și 12 mm. De la 12 mm în sus, cât avem nivel de ghidaj. De flanșă să faci? De maximul flanșă, de distanțier, 20 de mm indicat. Mai mult nu e mai ok? Mai mult nu e indicat pentru că la fel, se rup prezoanele. Se lungesc foarte mult prezoanele, pentru că tu ai pus un distanțier acolo, trebuie să lungești prezoanul ca să ajungă să prindă în butuc. Da. Și atunci nu e recomandat pentru că se poate sficui prezonul. Prezonul. Pentru 100%. Varianta asta în care ai nevoie de niște distanțiere mult mai groase de 20 de mm pentru a ieși cu roțile unde îți dorești tu, că ți-ai montat un white body kit sau nu știu, ai tu nevoie asta că ți-ai ales niște roți cu un ET mare, adică băgat înăuntru că așa ai găsit și vrei să reglezi, se folosește flanșă. Flanșă, cu dublă prindere, adică. Dublă prindere, da. Avem, există varianta, și de prindere, dublă prindere, 5, dau un exemplu, 5R120 cu 5R120. Adică aceeași prindere, flanșă, da, dar tot dublă prindere. Tot dublă prindere, ca să trecem de la cei 20 de mm în sus, da. 30, 35, 40, au fost băieți la drift care au folosit și de 100 și aveau 7 kg, nu știu. Ok, sau dublă prinderea, dacă în condițiile în care vrei să spui pe Volkswagen un set de roți de BMW, da? Nu se potrivesc la prezoane. La prezoane, bineînțeles, și merge atunci de la 5R112 la 5R120. Există corect și varianta asta. Corect. Bun. Aici, la capitolul flanșe, cum e mai bine? Din ce material e mai bine să fie? Tot aluminiu. Tot aluminiu, bucșate. Bucșate. Adică ce înseamnă asta? Adică ce înseamnă chestia asta? În flanșe, prinzi odată flanșa de mașină, cu prezoanele tale, originale, okay, sau piulițe, sau ce ai, da? Iar unde se prinde janta de flanșe, acolo sunt niște bucși din alt material, mult mai dur, ca să nu sficuiești... Unde se înfiletează prezonul în exact, flanșe. Filetul. Adică. Filetul. Da. Că dacă mergi tot pe aluminiu, în momentul în care ai strâns, au existat niște flanșe, chiar de la H&R, dacă nu mă înșel, de aluminiu, care s-au sficuit filetele. Bun. Pentru că n-ai cum să le strângi foarte, foarte ok. Bun. Asta la capitolul ales, măsuri, flanșe, distanțiere și așa mai departe. Acum eu la capitolul? Eu spun că nu dau sfat să se ia mai mari de 40 de mm. Pentru mine asta e cam maxim. Să nu fie mai groase de 4 cm flanșe. Exact, exact. Că-s mai groase de 4 cm. Deja există riscuri și către mașină și către tine, că până la urmă asta e cel mai important. Bun, acum la capitolul jante. Am ales, ne-am uitat, am studiat, am fost la expert, știm, bă, ne trebuie 18 cu ET25 ca să fie mai scoase, cu 8 jumate că vreau să fie și mai late un pic. Cum facem cu anvelopele? Și anvelopele, aici depinde foarte mult de ce dorește omul. Că în momentul în care ai urcat în lățimea roții, indicat este să se urce și în lățimea anvelopei. Dar sunt mulți care urcă în lățimea roții și pun anvelopele streciuite. Streciuite, exact, adică acolo unde balonul, talonul anvelopei este tras în interior. Exact, exact. Bun. Asta în mare parte se folosește foarte mult pentru fitment. Pentru băieții de au mașini de evenimente și așa mai departe. Mașini nu de pentru show, exact, nu pentru stradă. Nu adică pentru stradă. Momentul ăla când mașina este lăsată jos, buza jantei iese în afara caroseriei și anvelopa intră înăuntru. Intră în aripă, exact. Și atunci se folosesc anvelope mult mai înguste, decât ar fi indicat să se pună pentru lățimea jantei. Dar există un risc? Există, da. Dejantează, da, depinde foarte mult și de marca anvelopei, de vechimea anvelopei, de montajul corespunzător, pentru că se pot ciupi taloanele, mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori și că nu mai ține presiune. Exact, nu mai țin presiune și în momentul ăla, dacă nu ești atent și mergi cu o presiune mai joasă, că la o anvelopă streci, urci în 3-4 bar, poate și mai mult, depinde cât e de streciuit, dacă nu ești atent, se poate dejanta într-o curbă fără nicio problemă. Bun. După ce am ales anvelopele, cum vrem noi, mai streciuite, mai late, cu talon mai mare, cu talon mai mic și așa mai departe, cu avantajele și dezavantajele pentru fiecare schimbare de dimensiune, întrebăm de jante. Ce jante ar trebui să alegem pentru show? Ce jante se poartă? Ce materiale? Ce producători? Ce designuri? Acum să spun sincer cu faza cu materialele, o spun cu mâna pe inimă că nu pot să zic
pentru că nu am idee în mare parte despre ce e vorba când se construiește o roată. Știu, dar nu vreau să vorbesc prostii, că nu controlez foarte bine treaba asta. Dar e indicat să se ia o roată de un brand cunoscut? Cunoscut, da. Adică prefer să iau o roată SH de un brand cunoscut decât să iau o roată nouă de ceva turcesc sau nu știu, chinezesc, taiwanez, exact, și așa mai departe. Care nu poți să te bazezi pe ele. Au fost roți pe mașini care mi-au venit după 3 ani de zile, chinezești roțile, rulate pe aparat, impecabil, și altele care s-au crăpat spițele la ele. Adică deci pozele alea care le vedem noi pe Facebook, de le rămân decât prezoanele în butuc cu atât din roată, mai avea un pic. Mai avea un pic. Am înțeles. Deci mai bine optăm pentru o jantă second hand. Da, fără probleme. Mai ieftină, dar doar să fie dintr-o marcă de renume cunoscută, exact. DBS, nu știu, Borbet, da. Cheskin. Sunt mai mulți producători de jante, decât să luăm o jantă nouă, exact, dintr-un producător fără un background în spate. Bine, acum eu am tot văzut povești cum că anvelopele Nankang de fapt sunt Yokohama. Nu există. De fapt, cine a zis că Nankang e slab, e nu, un necunoscător. Îți spun așa. Și de fapt, alea sunt undeva strămoșul, bunicul, știi, caratist, care a stat în spate, da, dar era doar pentru ei aleși. Nu. Deci nu. Nu sunt povești, așa, nu, că există și povești de genul ăsta legat de jante. Dom'le, vezi că sunt făcute în aceeași fabrică cu alea, nu se numesc așa. Nu există. Se numesc altfel, dar de fapt, doar pentru că se numesc altfel, sunt mult mai ieftine. Nu ca și cum ar face un rabat la calitate. Nu. Sunt șanse să ai dreptate să se facă în aceeași fabrică, dar se folosească cu totul și cu totul alte materiale. Alte aliaje. Exact. Materiale. Bun. Și cauciuc și așa cum, mai departe. Cum jantele, eu știu că sunt așa, dintr-o bucată. Da. Sunt din două bucăți, da, modulare. Modulare. Adică, avem monobloc, modulare din două piese sau din trei? Din trei piese. Da. Cum e aia din două piese? Aia din două piese avem două variante. Sunt roți care ies decât buzele exterioare. Ba, și rămâne miezul plus miezul, oală, da? Da? Adică doar asta care se cromează. Exact, da. Se polișează. Sau avem variante care iese decât miezul și rămâne buza care se cromează plus oală. Da, 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 da. Și rămâne miezul în mână. Rămânem cu miezul în mână. Sunt modularele din trei piese care alea le desfaci să se fac bucăți. Oală, miez, buză. Și buză exterioară. Da? Plus șuruburile aferente. Ok? Și cam astea ar fi variantele. Mai există vreo variantă? Variantele. Mai sunt roțile custom, care nu e cazul să vorbim despre ele, pentru că sunt roțile și custom însemnând? Însemnând dintr-o broată monobloc, adică dintr-o roată bucată, dintr-o bucată, da, care nu e făcută care să fie nu e din făcută, două bucăți. Calculate, de exemplu, dau un exemplu, cum mi-am făcut eu primul set de roți custom din 17 inci. Da? Le-am făcut modulare din 3 piese pe 18. Suntem obligați să urcăm într-un inch, eventual 2, când facem o lucrare de genul ăsta. Ce să spun? Sunt Bun. Destul de complicate. Și cum se procedează? Se ia janta respectivă? Se ia janta respectivă. Se taie tot, rămâne miezul? Rămâne miezul și avem două variante. Ori încărcăm cu sudură pe spatele miezului, ca să ajungem la o distanță, la o grosime de indicat minim 11 mm, unde se prind piesele una de alta. Unde îi dai gaură și bai șurubul, exact, care și ține buza și berelul. Da. Sau există varianta să se facă dintr-o placă de aluminiu, dur aluminiu. Se facă niște flanșe care la fel se sudează pe miezul respectiv. Se alezează buza de prindere, după aia, da, exact, buza se de prindere. Se face într-o bucată. Exact. După aia găurite și la fel montate. Se cumpără buze, se cumpără barrel. Bineînțeles. Separat. Sau poți opta pentru un set deja făcut, da? Adică iei un set l-ai găsit, SH, gata, l-ai găsit făcut, da, așa, custom. Nu neapărat custom. Iei setul. A, am înțeles. Da? Iei barrel-ul și buza. Exact. Și folosești din setul respectiv decât oală, buză, șuruburi. La ce preț? La ce preț se ridică un set de jante pe 17 bune? Ok. Dintr-o bucată, adică monobloc. Dintr-o bucată. Cam cât ar trebui să plătească oamenii pe un set de jante pe 17 dintr-o marcă bună, okay, nu de top, nu de top, dar nici extraordinare, forjate, okay, sau mai știu eu ce, dar să fie monobloc, cât cam care e prețul pentru second hand?
pleacă... Un preț corect. Un preț corect de undeva de la 400 de euro, să zic, da? Ok. Și se poate opri la 7-800. Pentru... În condițiile în care le iei, nu știu, în stare impecabilă. Adică sau... nu trebuie să le mai faci nimic, să le reconcezi, exact, să le vopsești, exact, să le îndrepți, exact, să le sudezi, exact, să le echilibrezi, să le... Pentru că și aici vorbim de o întreagă, un întreg proces de recondiționare al jantelor. Și o sumă destul de mare. Bun, deci astea pe 17. Cu toate când vorbim, o spun, o spun și pe partea asta altă, indicat ar fi să cumpere un set de roți nerecondiționat, pentru că nu poți să te păcălești în momentul ăla. Când dai roata cu o vopsea originală pe ea și așa mai departe, da, te duci la o vulcanizare sau la un specialist, da? Să învârte roțile, să vadă exact despre ce e vorba, iar în momentul ăla, chiar dacă bat, sunt strâmbe și așa mai departe, se pot face și le faci tu, le iei la un preț, cum am zis, undeva la 400 de euro, mai investești tu în ele și le-ai scos la prețul de alea de 800, dar nu te păcălești. Dar măcar știi că le-ai făcut bine, exact, și exact, așa. Exact. Bun, un set de roți pe 17 din două bucăți. Un set modulare de roți pe 17 la fel, poate să plece de la 400 de euro, dar acolo 100% investești bani în ele, da? Da. Și se poate opri chiar și la 2500-3000 de euro. Din două bucăți și din trei bucăți? Tot la 17, fel. Tot la fel. Tot la fel. Nu-s mai valoroase dacă ești din trei bucăți față de alea din două bucăți? Depinde, ba da, în mare parte da, dar sunt și roți din două piese care sunt mai valoroase decât alea din trei. Bun. Fără probleme. În funcție de producător, bineînțeles, cât de rare sunt și așa, exact, mai departe. Exact. Cât costă, bun, oamenii zic, ok, mă, gata, a zis Tuțu că trebuie să am un buget de 400 de euro pentru un set de 17, mi-au, uite, am găsit cu 350 de euro, le vin de ăla, sunt BBS, nu știu ce, originale, am verificat, eu m-am uitat pe net cum, okay, verific și așa mai departe, le-am cumpărat. Câți bani trebuie să mai bage el în jante ca să arate simplu? Impecabil. Impecabil. Bun. Impecabil. Să arate bine. Da, să arate ok. Prețurile, îți dau un exemplu. Începem cu îndreptatul, că okay, începem cu partea, da, mecanică. Și trebuie să le, da, faci ca forma lor, exact, să fie ok. Să fie ok. Pleacă de la 50 de lei per bucată, se poate opri la 150, 200, 250 de lei în condițiile în care sunt ciupite de bordură, mai necesită un pic de încărcare, alezate, exact, cu material. Dacă sunt strâmbe din butuc? Se îndreaptă. Se îndreaptă fără probleme. Doar că nu e indicat să te duci la o vulcanizare normală de stradă, pentru că băieții acolo au aparatura normală, pentru roți normale, strâmbe, da? Și o roată strâmbă din butuc nu o îndrepți pe un aparat hidraulic. De genul ăla. Da, de genul ăla. E o altă bun procedură. Se îndreaptă roțile, după ce se îndreaptă roțile? După ce se îndreaptă roțile, decapare chimică sau sablare, da? Ca să scăpăm de orice înseamnă vopsea, corodare și așa mai departe. Da? Vopsit, lichid electrostatic, aici depinde, pentru că sunt foarte mulți oameni care se feresc de electrostatic din cauza cuptorului care ridică în 180 de grade, dar de fapt și de drept problemele au fost întotdeauna la sablare. Ok. Ok, da? Care ajunge undeva la 550 de lei, o operațiune de sablat vopsit. Electrostatic. Electrostatic. Lichidul poate să ajungă, depinde. În funcție și la, de, da, da, și la electrostatic în funcție de roată, că dacă roata e foarte corodată și după ce i-ai dat fuelerul, trebuie să stai să muncești la ele, să șlefuiești și așa mai departe, obligat se mai ridică prețul cu 100-150 de lei. Așa. În funcție de starea lor. În corect funcție de starea lor, bineînțeles. În condițiile în care au și buză și trebuie și polișată, acolo între 300 și 500 de lei per set, pentru toate patru. Toate patru. Da. Și dacă au și șuruburi care trebuie curățate? Alea care prind buza? Da, șuruburile în mare parte eu le cromez sau le aurez. Una din ele, 2,50 lei per bucată la cromat. Câte sunt? Păi, depinde. Avem între 120 și 160 de bucăți. Da, deci prețurile ajung, 300 de exemplu, lei, să zicem. 300 de lei, da. La aurit ajunge la 500 plus chiar. 500 de lei, da, de aurit și ruburile la, exact, o jantă. Exact. Bun, deci 500, cu vopsitul zici 700, cu polișatul ai mai zis vreo 300. Ajungi undeva la 1500-1700 de lei. Fără îndreptat, mai pune și acolo vreo 300-2000 de lei. Deci cam așa. Deci cam așa, ajungi la recondiționat un set de jante asta, cu pretenții, asta, cu poliș, cu, da, vopsit, da, 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 cu, da, exact, șuruburi aurite, cu așa mai departe. 450 de euro, da, deci exact, cam așa, exact, costa. Bun. Marius, mai ai alte întrebări?
Da, vreau să și de tipurile de fitment. Uite că n-ați văzut și sunt mulți care nu înțeleg de ce unii... Nici eu nu le înțeleg. Da, aici... Zi. Diferite. Fitment diferit, adică cu roțile sub aripi, cu... Da, cu roțile sub aripi sau cu roțile între buza flash jantei și... Hela și... flash și așa exact. Mai departe. Îți spun sincer cu mâna pe inimă că e o chestie asta, nu că nu știu să o explic, o explic, dar eu, aici depinde de om, de la om la om. Cum îi place? E în funcție dacă... de gust. Da, de gust, exact. Nici unul din toate fitmenturile menționate nu e greșit. Nu, niciodată. Nu, perfect nu, fitment înseamnă fitmentul plăcut de tine, dacă mă întreb pe mine. Da. Înțelegi? Mai puțin la cum îți arată. Da, ideea este să ai cât mai mică distanța între anvelopă și aripă. Acolo e vorba de wheel gap, da. Și în eteul roții. Și cu cât e mai aproape și bagi hârtia acolo și de-abia trece, cu atâta ești mai forțos. Da, cu da, cât uite. Ai static versus air-ride, că și suspensia aici, asta exact. Cu aripa în buză o faci numai la air-ride. La air-ride. Mașina n-are cum să meargă cu aripa față de jantă la mai puțin de... zic eu, 3 cm, n-are cum să meargă cu statică. Ai fost mașini cu roata sub aripă care am mers. Păi stai puțin, dar în momentul una e roata sub aripă, când ea are travel acolo, poate să lucreze suspensia. Și alta e să am buza față de aripă atât, că există mașini statice cu buza față de aripă atât, dar ăla nu mai are suspensie, ăla are niște fiare sudate, mașina aia nu mai joacă deloc, aia amortizează în cauciuc. Înțelegi? Pentru că n-are cum să ai o suspensie cu o cursă atât de scurtă, știi? Și atunci, na, fitmentul e în funcție de cum își dorește fiecare. Exact. Au apărut de câțiva ani mod asta cu mașinile lăsate foarte tare pe față, cu roțile băgate sub aripi, dar băgate înăuntru ca să poată să vireze, că altfel n-ar avea cum să vireze. Dar, da, vorba lui Tuțu, fitmentul e pentru fecare cum îl consideră el. Exact. Exact. În funcție de nevoile lui, uite cum am eu la Passat, de exemplu. Sau există varianta dacă ai nebunia în cap pe static, cum a vorbit Daniel, da? Ai să mergi foarte, foarte, foarte jos, atunci alegi o roată îngustă cu un ET foarte mare băgată ca să poți să virezi. Și băgată atunci în momentul ăla, exact, lași mașina cât vrei tu. E din lateral se vede bine, dar din față se vede bicicleta. Se vede greșit rău de tot. Foarte. Adică din față zimbru, din lateral timbru. Ca filifiți. Știi filifiți? Alte întrebări. Publicul, ia să vedem. Nu întreabă nimic, ei doar ascultă, spune-i Dobrescule, uite, vezi? Scriu băieții aici. Aș putea să fiu live cu tine, în live. Ia, uite, hai, te n-aș vorbi de camber. Ia. Wow. De camber. Camber. Camberul. Păi la treaba asta camber, cu camberul, da. Acum depinde de care vrei să vorbim, ăla românesc. Sau ăla care ar trebui. Ăla corect. Camberul corect e un pic complicat. Eu sunt cu minte aici, nu complicat de Instagram. Făcut. Complicat financiar de făcut. Da, așa. Din ce motiv? Necesită ceva modificări la flanșele de la amortizoare de sus, camber place-urile, da? Sau brațele mașinii, față, spate, depinde, sunt reglabile. Acolo te poți juca cu înclinarea roții, dar eu nu sfătuiesc pe nimeni să aibă un camber negativ. Nu pot, nici pozitiv, nici negativ. Din ce motiv? Tocește anvelopa incorrect? Pe timp de umezeală pe jos, nu are absolut nicio direcție, nicio frânare, nimic. E foarte instabilă mașina. Bine. Da? Depinde acum. Dacă te referi la nivelul propriu, la drift se folosește camber. Da, acolo vorbim de o mașină de curse. Oamenii de competiție, zic, de fapt. Unii oameni, uite, zic oamenii aici pe live, camberul nu trebuie făcut dacă nu ai nevoie de el, zice un corect, băiat. Corect. Tuțule, zi de camber plates de deman. Ce sunt camber plates de deman? Înseamnă că asta am vrut să zic de camber plates românesc. Da? Înseamnă șibile de dedeman. Care se pun la punta care spate. Se pun la și pe față. Și pe față. Și pe față, între fuzetă și amortizor. Da? Se pune o flanșă doar de așa și se crăcănează și se face repet. un camber. Îți repet, te costă 2 lei. 2 lei și 2 ore de muncă, cred. Dar e incorrect, unul la mână. Șibile respective nu sunt în egalitate toate. Da? 2 la mână. Dacă mă întreb pe mine, odată ce ai pus șibile alea acolo, trebuie să-l pui un șurub mai lung, că se prind în
De exemplu, la fuzeta spate avem 4 șuruburi, da? Și se punem la cele de jos. Da, dar e incorrect pentru că și negativ. Și da, nu și mai poți regla. Se și virează roata. Nu știu cum. Cât ține live-ul pe Instagram, cumva de oră? Nu știu. Nu, o oră, o oră. Ce, cred, dacă te dai pe circuit sau dacă ai un mers mai sportiv în viața de zi cu zi, camberul face niște limite, dacă vrei o geometrie de mers mai sportiv, ca să zic așa. Nu. Chiar vreau să-l întreb pe Tuțu cât costă o recondiționare, doar ce m-am ales cu jantele ce au fost pe RS4-ul lui Buga. Da, poți să-i scrii lui Tuțu, da, pe la, da, sau, poți da, să te uiți, că am discutat despre asta. Asta cu camberul, vă, că e ceva... Asta cu camberul e o discuție, frige, da, e o discuție fierbinte. Păi, da, asta mai putem face. Orice lucru care este exagerat, îți dai seama că oamenilor nu le place și vorbim de camberurile alea în care sunt mașinile efectiv penibile. Da, dar dacă ai, uite, dacă ne aducem aminte de VTCC cu mașinile alea vechi, A4, Volvo și așa mai departe, vezi că acolo erau niște camberuri foarte agresive. Și mașinile alea mergeau pe circuit. Deci da, dacă nu mașina îți permite, dacă mașina îți permite și geometria și cineva știe să facă niște reglaje din astea, asta era, cu siguranță, era. Cu siguranță te ajută. Cu siguranță te ajută. Treaba ce a spus Daniel acum cu reglajele, un camber nu înseamnă numai să înclini roata. Asta e clar. Repet, eu mi-am luat la mașina mea personală, mi-am luat brațe pe spate ca să înclini roțile, dar e mașină care face, nu știu, 2500 de kilometri pe an. Cred, au zis poate băieții să le povestești cu camberul și cu ploaia și cu refugiu și cu BMW-ul. Așa a scris un băiat aici, să nu povestești cunosc. Tu cu camberul tău și cu ploaia și cu refugiu, dacă. Da. Nu era băieți. Ploaie, nu era ploaie. Am fost la, nu dau numele benzineriei. Nu are importanță. Așa, poți să-l dai. Am fost la locul la Ozana să-mi spăl mașina. Și era pe timp de spre toamnă, am spălat mașina, am șters-o toate bune și frumoase și stai seama, roțile au mai rămas ude, cauciucurile și așa mai departe. Cu camberul respectiv, plec din benzinărie, într-adevăr, să zic că am plecat un pic mai tare când am făcut dreapta de a mișca pe bulevard, pe Teodor Paladi. A plecat mașina ușor de spate, zic că mă distrez și eu acum. I-am dat mai tare, i-am dat și a doua, m-a aruncat invers, să zic, nicio problemă, am controlat-o. Repet, să nu faci chestia asta niciodată. Am zis că o potolesc pe a treia, i-am dat cu ambreiaj și a treia și în loc să se pună pe drept, s-a dus unde a vrut ea de camberul ăla. De m-am oprit la atât, de atâta bordura, de la tramvai. Fața de contact a anvelopei e mai mică, cred că te ajută mai mult pe viraje decât pe linie dreaptă, știi? Și acolo e cu duș întors. Fiind roata crăcănată, mașina când intră pe viraj, apasă. Da, dar pierzi pe roata cealaltă. Mai mult. Pierzi pe luată cealaltă. Da, nu știu. Eu că un calcul, o șmecherie, da. Îți dai seama. Da, și pentru toate întrebările astea vă spun că s-a discutat înainte. Deci dacă vă uitați din nou la live în reluare, în direct... La podcastul de pe site. Sau podcastul de pe site, da. Sau da. YouTube. Sau... Nu? Păi da, și pe tot. Bun. Contează și anvelopele și producătorul și... Și dotul anvelopei și tot. Presiunea, cât și despre treaba cu dejantatul și presiunea cu care se merge. Da, în general mașinile au un sticker cu presiunea recomandată pentru fiecare tip de anvelopă folosit pe mașină omologat și aia este presiunea corectă cu care trebuie să mergeți și când e mașina goală și când este mașina încărcată cu bagaje. Se modifică presiunea, se umflă mai tare anvelopele. Șoferii au multe sarcini de genul ăsta pe care nu le fac mai mult ca sigur. 100%. Rămân așa. Băi, tu serios, mulțumesc că ai acceptat invitația și că n-ai avut emoții și că le-am avut, dar au trecut că m-ați ajutat. Dacă sunt oameni care vor să întrebe de prețuri sau de procedee de recondiționat sau de sfaturi de a alege un set de jante corect, te găsesc pe Facebook la Expert Wheels sau www.expertwheels.ro. Și îți scriu acolo și tu le răspunzi, da, și vedeți mai departe. Apare, cum am numărul de telefon și pe pagina de Facebook și pe peste tot. Mulțumesc, mulțumesc mult de frumos. Tot. Închide alea acolo. Închide alea acolo. Eu am închis, să știi că nu mai uit la noi. Eu nu ne mai urmăresc, să știi. Mi-a scris cineva pe WhatsApp. Nu mi-a scris nimeni. Au făcut ăștia poză, ne-a prins noaptea aici. Cât am vorbit oare? Nu scoate. Nu? Nu scoate. Jumătate de oră. Hai mă, că am făcut bine. Ce faci, mă? Ce să mai continuăm? Că nu mai, restul le ținem la secret pentru noi, nu zicem tot chiar așa.
Știi ce zic? Zici și tu înainte să scoatem, zic de subscribe. A, nu uita de subscribe. Am uitat. Subscribe la YouTube. Da, mă, cu cât mai mult subscriber, cu atât mai multe șanse să merg cu tancul prin oraș. Îți dai seama că dacă ajung gen să am 3 milioane, dă-mă tancul. Nu te cred. Hai, mă, ia, jur, mă duc și vreau tancul, ești nebun? Facem un episod ceva cu un tank, cu armata, sponsorizat prin fonduri europene, ceva, găsim noi o șmecherie și mergem cu tancul. Oricum, vezi că m-am interesat, există de alea de cauciuc de pus pe șenile. Luăm și ni-l dă prin oraș. Dar trebuie să ne facă fitment. Facem fitment la tank, punem niște arcuri. Oprește nebunia asta, că tot sunetul acum și nu mai aud.